E momentul să intrăm acum în detalii împreună cu invitatul ediției, profesorul Marian Staș, expert în educație. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru prezență. Din câte știm, sau din câte știți dumneavoastră, că poate știți mai multe decât noi, în momentul de față, ce impresie v-a făcut acest caz Vianu? Nu cunosc detalii și nu doresc să comentez cazul în speță, pentru că ancheta și tot ceea ce se întâmplă este încă în derulare. Aș dori să folosim mai degrabă acest caz pentru a extrapola un pic conversația la ceea ce înseamnă două dimensiuni importante din punctul meu de vedere. Pe de o parte, dacă mi îngăduiți, deci cele două dimensiuni la care mă refer sunt următoarele. 1. Cadrarea sau recadrarea relațiilor dintre părinți, elevi și profesori pe de o parte, iar pe de altă parte, rostogolirea unui astfel de eveniment în media, în ceea ce mi-aș permite să numesc, să zic așa, capcana senzaționalului. Și mi-asum foarte bine sintagma ca atare, din următorul punct de vedere. Mai ales atunci când tema este foarte, foarte sensibilă, din punctul meu de vedere este riscant jurnalistic de a ieși repede și de a da, cum să zic așa, știrea ca atare. Sunt convins că nuanțe sunt foarte, foarte multe. N-am o problemă cu ceea ce înseamnă capacitatea presei de a ilustra aspecte pozitive sau negative. Corect. Dar în același chiar timp, presa, faptul încercând să documenteze acest lucru, în continuare încearcă să facă, poate în prima fază s-a grăbit să prezinte evenimentul, dar iată că documentarea e dificilă, pentru că sunt deja opinii contradictorii. Ăsta este și motivul pentru care am explicat foarte clar, cum să zic așa, poziționarea mea în raport cu cazul ca atare. În schimb, cred că ceea ce este semnificativ este de discutat felul în care s-au transformat și se schimbă și se transformă relațiile între elevi, părinți și profesori. Cum le vedeți în momentul de față? Știți de ce? Pentru că am tot auzit de cazuri din acestea senzaționale, mai mult sau mai puțin, în care vorbeam despre umilirea profesorilor de către elevi. Ați văzut imagini filmate în clasă cu profesori umiliți de către elevi. Acum vorbim despre umilirea elevilor de către profesori. Și important e de aflat dacă sunt cazuri punctuale, sunt extreme, exagerări, da, izolate, sau e vorba de mai mult de atât, ceea ce e îngrijorător. Eu mai degrabă aș spune următorul lucru. Cred că în momentul de față, comportamentele și felul în care suntem și felul în care funcționează sistemele publice s-au transformat și s-au schimbat semnificativ față de acum 20-30 de ani. De pildă, disponibilitatea sau răbdarea sau lipsa de înțelegere sau înțelegerea sunt mult mai limitate, mult mai scurte. Lumea mai degrabă n-are răbdare să asculte, lumea mai degrabă are tendința să judece imediat. Dacă nu suntem de acord, atunci înseamnă că suntem adversarii de pe lume, etc. Să coborâm din nivelul, eu știu, apreciilor generaliste. Spun imediat, vă spun... Și mergem mai la concret, adică dacă vedem cazuri de genul ăsta în școala românească, poate e normal să reacționăm și părinții e normal să reacționeze altfel decât acum 20 de ani, când poate nu reacționau așa opinia publică la o urecheală a unui copil în clasă. Am înțeles, dar paleta de comportamente este foarte largă și am să dau exemple așa, două sau trei, ca să ilustrez argumentul meu. Sigur că s-au întâmplat și de unele și de celelalte și le-ați văzut documentate și, mă rog, dreptatea, să zic așa, de fiecare dată are a fi identificată ca atare în urma unor anchete bine desfășurate. Dar ceea ce spun eu este nevoia, să zic așa, de a regândi dialogul și conversația, de pildă, dintre profesori și elevi. Și aici îndrăznesc să spun că prima mutare pe care o avem de făcut suntem noi ca dascăl, noi ca profesori. Și am să dau un exemplu dintr-o zonă foarte practică, din zona relațiilor de învățare, ca să vedeți cum putem recadra, cum putem reconstrui dialogul dintre noi. Vă rog. Eu pot să pun următoarea întrebare. Ai înțeles ce am explicat? Ai înțeles ce am spus? Sau pot să spun în felul următor. Am explicat suficient de clar? Ai întrebări? În primul caz, este o relație de tip părinte-copil, în care dacă eu întreb dacă ai înțeles și dacă tu, copil, n-ai înțeles, înseamnă că responsabilitatea sau problema este a ta. Eu am explicat limpede, dreptatea e la mine și așa mai departe. Dacă spun am explicat clar, ai întrebări, dintr-o dată asta înseamnă o relație adult-adult în care pot să... Ți-l apropii pe elevul ăsta și colaborează, nu? Ăsta este doar un exemplu ca să vedeți că acest tip de
dialog, acest tip de transformare a relației are a se întâmpla în momentul de față. Și are avantaje, dar, are avantaje, dar funcționează, sunt mulți profesori de-astea care gândesc ca dumneavoastră și aplică această procedură. O bună parte dintre ei sunt, și am să mai ilustrez încă un exemplu care este iarăși foarte direct și extrem de sănătos din punctul meu de vedere, și din ce în ce mai mulți profesori o fac ca atare. De pildă, în ultima oră de clasă sau în penultima oră, cer feedback copiilor. De pildă, ce ți-a plăcut cel mai mult la mine, ce nu ți-a plăcut cel mai mult la mine, din ceea ce am făcut ca profesor, și dăm o notă. Este colosală paleta de opinii ale copiilor, este extraordinar gestul în sine și cel mai important lucru care se întâmplă este că îi ajută pe copii să-și descarce, ca să zic așa, impresiile și opiniile, fie pozitive, fie negative, într-un mod controlat, într-un mod dirijat. Feedback-ul e anonim, bănuiesc. Bineînțeles că da, dar eu am citit și am văzut de foarte multe ori situații în care copiii și-au scris numele acolo și nu e niciun fel de problemă dacă dau 7 minus pentru că, nu știu, mi s-a întâmplat că n-am înțeles foarte bine într-o oră și așa mai departe. Problema e că nu toți dascălii sunt la fel de înțelegători cu privire la criticile venite, pe care eventuale critici. De acord cu dumneavoastră, din clasă. Semnalul pe care eu îl ridic aici este așa. Nu nivelăm și nu trecem cu aceeași unitate de măsură peste toți, pentru că întotdeauna sunt oameni care probabil că au rămas într-un model un pic depășit, sunt oameni care deja sunt într-o zonă unde feedback-ul ăsta funcționează, așa încât că eu cred că avem mult de învățat unii de la ceilalți. Dar fac cursuri de pedagogie, bun, sunt profesor, probabil că la vremea respectivă în facultate, dar fac cursuri actuale de pedagogie, poate sunt lucruri noi de învățat, poate sunt lucruri desprinse din practica occidentală care trebuie învățate. Vă dau și eu un exemplu foarte pe scurt și o să vedeți cât de important este. Îmi aduc aminte fata mea când era în școala generală. A avut la un moment dat o problemă cu o notă pe care a considerat că a fost mai mică decât ce merita. Da. Și și-a făcut calculul și s-a dus că a fost invitată în general de principiu de profesor să-și spună părerea. S-a dus, i-am încurajat-o și eu, mi se pare normal. Crezi că e mai puțin? Te duci și ăsta e un curaj. Se asumi dacă a cerut frumos, respectos reevaluarea lucrării. Ce credeți că i-a făcut profesorul? I-a scăzut nota numai pentru faptul că a îndrăznit să... Era... Nu contează ce profesor era. Da, dar este, a venit cumva debusolată cu privire la această atitudine. Păi, mulțumesc pentru exemplu. Este un exemplu. Părinții îi învață acasă, deci educația este de a-ți asuma curaj, de a-ți asuma răspunderi și acolo te trezești că dacă ai avut curaj să ieși din râi, să ceri totuși niște explicații pertinente, ești pleznit și ești umilit, că vorbim despre umilință până la urmă. Mulțumesc pentru comentariu. Este exact în cheia ceea ce înseamnă nevoia unor transformări importante în sistemul public al educației și am să folosesc întrebarea dumneavoastră, punând-o tot așa într-o temă importantă de politici publice care le vine la nevoia transformării importante, a ceea ce înseamnă formarea inițială pe filiera didactică. Cu alte cuvinte, în programele de licență pentru profesia didactică, în programele de master educațional, astfel de cursuri și astfel de modele de bune practici au a fi infuzate foarte, foarte consistent. De pildă, eu predau la Universitatea din București, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, un curs care se numește Consultanță de Proces, Coaching și Mentorat, în care o temă esențială, o temă importantă este cea a analizei tranzacționale, în care învățăm să definim și să redefinim raporturile între adulți și copii, de pildă, prin prisma rolurilor pe care le putem juca. Părinte, adult, copil. De pildă, când am spus ai înțeles, atunci eu mă poziționez părinte și îl pun pe copil în rolul de copil, dar dacă întreb, am explicat suficient de clar, dintr-o dată ambele părți devin adult. Eu zic că sunt foarte utile. Mulțumesc, de asta am și dorit să dau exemplu ca atare și să dezvoltăm un pic conversația, pentru că, încă o dată, o funcționare sănătoasă a sistemului public al educației pornește de fapt de la ceea ce înseamnă modele de bune practici și formare profesională de foarte bună calitate de secol 21. E fire să se întâmple așa. Și tot apropo de secolul 21, în aceeași apă și, cum să zic așa, evoluăm și lumea evoluează ca atare. Da, tot despre secolul 21 vorbim când încercăm să ținem pasul cu toate aceste materii, cu volumul de muncă pe care îl dăm unui elev. Citeam comentarii că au de multe ori mulți dintre săracii peste 10 ore de muncă mai mult decât un adult, adică cu orele de la școală și cu ce fac acasă, e peste puterile multora. Mulțumesc pentru acest comentariu. Ce facem aici? Ați văzut și reacții de la Academie? Am urmărit și urmăresc cu mare atenție, pentru că într-un fel sunt parte din proces ca atare și aș vrea să separ așa un pic planurile și să construiesc un argument specific important în momentul de față ca să evităm ceea ce poate deveni o țintă falsă. Evident că tema ca atare a programelor, cadru și a ceea ce înseamnă curriculum pentru gimnaziu e vastă și am să ilustrez cel puțin trei planuri pe care toată lumea le știe.
Cel mai de jos este ceea ce înseamnă manualele școlare, ca să zic așa. Apoi, programele școlare pe baza cărora manualele se scriu. Deasupra, planul cadru, cel de care vorbim și variantele puse în discuție ca atare. Mai e o piesă care, în opinia mea, în momentul de față este inadecvată, este depășită și are a fi corectată urgent, în seara asta, dacă se poate, și anume o lege greșit croită în materia reglementării curriculumului național. Deci trebuie să schimbăm întâi legea ca să ajungem să vedem dacă e nevoie de latină sau nu mai e nevoie de latină, de toate discuțiile astea, dacă băgăm alte ore sau nu. Răspunsul este da, într-o cheie largă, răspunsul este da, fără echivoc, pentru că dacă construcția legislativă este inadecvat croită, și am să dau exemplu, evident că așa este firesc, atunci toate celelalte curg eronat. Exemplul pe care îl am în vedere este de pildă raportul dintre ceea ce se numește trunchi comun și ceea ce, în opinia mea, nefericit, legea numește curriculum la decizia școlii, de fapt este curriculum oferit de școală, care în momentul de față, în opinia mea, este extrem de restrictiv și constrânge foarte puternic. Trunchi deci, comun în momentul... cât înseamnă? 80% din... 80% și 20%, iar pentru liceu 70-30%. Dar de ce, de pildă, nu 50-50%? Ce cusurare, de pildă, dacă stabilim o relație mai echilibrată între ceea ce înseamnă parametrii de proiectare de curriculum național și ceea ce școala poate oferi. Deci 50% să vină de pildă, curriculum național și restul să fie la atitudinea școlilor. La oferite de școală. Și am să pun următorul aspect, de fapt, important în toată conversația asta. Ați observat că e vorba de trei variante, de pildă, puse în discuție de Institutul de Științe Educației. Eu știu cel puțin încă două sau trei alte variante. De ce nu a 6-a, de ce nu a 7-a, de ce nu a 8-a? Concluzia. În opinia mea, în momentul de față, timpul planului cadru, programului cadru unic a încetat. Este imposibil ca o singură variantă să satisfacă sute de mii de profesori și milioane de elevi și milioane de părinți, așa încât de asta este nevoie, din punctul meu de vedere, de un exercițiu așa de asumare la nivel de guvern. Spuneam că, eu știu, dacă aș fi prim-ministrul Guvernului României, în seara asta aș cere reconsiderarea, da, reconsiderarea punctilor legislative necesare pentru ceea ce înseamnă legea. Dar cum nu sunt, adresez primului ministru rugămintea și invitația de a o face ca atare. Nu glumesc, e foarte serioasă, pentru că alminteri, riscul este așa, ca să ne învârtim în același cadru proscroit și atunci a patra, a cincea variantă, oricât de revoluționare sau de deschise ar fi, sunt de fapt cutii mai mari ale unui proces limitat și constrâns, inadecvat, da, din punctul meu de vedere, acum. E clar, mulțumesc frumos, nu-i de glumă și poate nu, că apelul noastră va fi... Așa, va referirea directă și n-aș făcut invitația auzit. Directă, da, la nivelul șefului guvernului. Mulțumesc mult! Mulțumesc și o seară bună în continuare!